Bun, salutare! Avem un nou live astăzi, o nouă provocare pentru mine. O să joc la împotriva 3 jucători în același timp. Probabil, cred că o să facem 4-5 jocuri, o să fie de undeva la 10-15 minute, depinde de cum o să-și dorească băieții. Ceea ce știu eu este că trebuie să câștig. Asta am învățat, asta trebuie să fac. Bănuiesc că și voi, dacă mergeți în parcuri și aveți o partidă și cei de lângă voi nu pot să tacă și zice, mută calul, mută nebunul, vezi că cea ăla, da? Deci cam așa se va întâmpla și astăzi. Bun, avem 10 minute, eu am deschis cu E4, da? Eu joc cu albele. Eu zic F5 prima oară și pe să-ți vină să-ți ia el piesă și ne facem cu ramă, ca și să scoate mai șoc pe piesa F5. asta. Păi și dacă mi-a el cu F5, eu cu ce Păi iau că? tocmai de-aia vrem să ne ia, bă. Să ne ia toate piesele acolo ca să facem loc. Nu, aia nu, aia reală pe mine. Oh! What is this? Deci dacă nu stăpânești bine F5, ai mat foarte rapid. Dar nu te joci așa cu ăsta, mă, să știi. Lasă stream Mai să deschizi. Așa, bine și dai, merge în și dai un copil. 2-6. Și mai dai un pion, că de-aia vrem să-mi ia și pe la prieten. În fine simțit, îl iei și pe ăla. În fine simțit, bă. Ia cum se gândesc, dar ei gândindu-se își pierd din timp, pentru că atunci, în momentul când te sătești cu cineva, efectiv. Mută calul la H6, acolo în stânga. Și după aia poți să-i atași și pionul. Bun. Așa, da, e bine, așa că acum o să mute pionul, să ne ia pionul nostru și pe aia tot am făcut ce am vrut să facem, bravo. Păi, ce le-au pe ăsta? Acum scos nebunul. Vrei Bă, să vezi că, scoat? oh, că ne dă mat, nu, nu, că ne dă mat. Mută tu nebunul și să facem schema cu tura după aia. Facem... Da, Păi după aia ne stă acum regele ne dăm mat. descoperit, mă. Nu ne stă, mă, regele zice pe G. Deci jucata nu are cum să o facă. Ia, mă, sunt cel mat. Tâmpit ăsta, o Asta să ne nu ia vede pe pionul G. ăsta de aici cu nebunul și n-o să avem cu ce să luăm. Și de ce nu lasă să facem rucada? Că nu ne lasă, mă. Pune tu tura în fața regine dacă nu. Dacă vrea să sară. Da, pune tura în fața reginei. Nu, în fața la rege vreau să zic, scuze, da. Nu așa că mi-a putut ca din așa. Mamă, ne-am luat mat. Nu, nu, că ne-am luat mat acolo. Nu, Nu că prieteni, avem bă. tura, mă, dacă vine puteți să luăm Păi cu da, tura. ocupați eu. Chiar dacă nu fac ceva, adică, uite, ce deschidere au avut, Dumnezeule, ce deschidere au avut. O iau regina, dacă nu face ceva. Nu că Trebuie să acolo te jucăm ia să dacă... jucăm cu regina, bă, neapărat, că altfel pierde. Da, pe de-aia zic să scoți regina, Scoate. să muți pionul. Dar nu poți să-i că e nebunul lui acolo. Nebun. Nu l-a, bă! Opa, din greșeală, a dat un misclick. Am pierdut așa. Ia vezi acum ce mai zic. Ia vezi ce mai zic băieți acum că e cam grav în momentul ăsta. Ce au zis? Ia pionul, ia pionul, ia pionul! Nu lua pionul! Regula numărul 1. Pionii sunt sufletul jocului. Și când ia regina... Nu, nu ți-o mai iau. Am luat-o deja. No, dă-i acum, dă-i, ia-i, Acum n-ai ceva, oricum, ce trebuie să iei ia-i așa. nebunul, că regina e pierdută, că ce iei acum? Eu zic să bagi nebunul în față, ca să iau... Așa, așa, și acum să am mai multe bătăi pe carul acolo. Acum da, la schimb aici și gata. E mat acum, dacă nu... Zi, Mută ce și tu tura mutăm? spre de mai repede. Mută tura de acolo spre de mai repede, vorbe serios. Mută-o pe H, pe H8 să pierdem. Să începem din nou. Vezi, nu te duci cu turnul ăla, că e mat aici. Oh, șah, mă, ia uite, o șah. Boom! It's game over! Boom! Așa, Bun. așa. Facem pe proști, fii atent. Așa Mat. e, mă. Foarte bine, dai din nou. Zici că ne-am prostit, zici că ne-am prostit, dai din nou. Am Încălzire. greșit noi, am greșit una. Hai să A începem la fost fel. la încălzire asta. Hai să începem la fel, dar pe partea dreaptă să ne deschidem. Cum a fost... Deschis Apoi ne-am pe prostit. 4. Ne-am Practic pierdut, ne-am Au prostit. Acolo. apăsat ăsta din greșeală, la, Apă, da, acolo la trebuie să pionul creștem. ăla, l-a luat din greșeală. Nu contează, nu contează. Hai, baftă jocul ăsta, da? Închide aici Bun, bun. ca să mă, Baftă. ca să mă concentrez mai mult. Da, Bun, baftă, bun. baftă. Totuși te concentrezi, mă. Am 1-0. La 5-0 mă ridic și plec acasă. Bun. Zi mă ce mutăm. Scoate calul. Da, ăla din. Da. Și poți să muți acum să faci loc, poate te Ia, ia poți și... să-i dai șah cu nebunul dacă nu. Multe rezolvăm dacă îi dăm șah. Nu, nu.
Nu vrei să scoatem calul și de pe stânga să le avem scoase piesele din spate? Așa, dacă dai și acum nebunul, facem trade. Am putea. Ori la nebun. La nebun putem face trade cu piesa. Dar n-are rost, nu faci trade-uri cu ăsta. Nu, frate, mută pionul acea prima oară să ne ia. Care pion? După aia mutăm nebunul. După aia mutăm calul. Păi că pot să fac așa, mă, deci dacă mutăm ăsta aici, el o să-l mute ăsta aici, dar are și calul pe care poate să-l mute acolo. Nu, ascultă, eu zic să te duci prima cu pionul, să-i dai pionul acolo. Pinge D4, am luat, ia, vin cu calul, atac pionul ăsta, el trebuie să vină aici, după aia vin aici. Dacă el o să-și mute nebunul ăsta, fac schimb de cal și după aia împing E5. Ăsta e planul pentru următoarele mutări. Îți dați seama că îi bat, uite, s-au gândit deja 2 minute la următoarea mutare. Du-te pe C4 cu nebunul. C4 aici? Da, aici, te oprești acolo, da. A, uite, vrea să-mi are cea direct. Hai să vin aici, ca să nu mai avem discuții. Deci el vrea să vin aici după aici. Da, aici, pardon. Evident că nu o să cad în capcana asta. Sunt 3 jucători, nu? Sunt 3 voci ale României care vor să... Dacă trebuie să-mi dea șah acum aici. Și eu vin aici. Bine, interesant o să fie când o să rămână fără timp, că deja, uite, m-au 7 minute. Atunci să vedem care pe care ascultă. Că așa era și în parc când mergeai să joci șah. Ăla zicea ceva și, bă, nu, stai puțin, stai că nu e bine. Și până ajungeau la o concluzie, îi nenoroceai. Mai avem 6-7 minute și el și-o consuma doar 20 de secunde din timp. Am putea scoate calul ăsta aici, îl mutăm aici și după aia... Bă, dar dacă mă, nebunul ăla, tu mai tot. Gat. Ai văzut? V-am avut. Mută tot pionul, dar în față să-l ducăm acolo, să nu mai dăm poziția. Nu, ăla, bă, celălalt. Așa, ăsta. Bun. Acum să vedem ce zice. Oare de ce am mutat eu nebunul ăla acolo? Se iau cu calul aici. Ok, mergem înapoi. Oare să-mi pic, mă cam enervează pionul ăsta aici. Oare să-mi mut aici și să arăt o cadă mare? Păi da, ne ia cu pionul dacă îl mutăm acolo. Noi vrem să ne adute, că noi vrem numai să facem spațiu, să mutăm calul ăla. Că el nu poate să mute calul. Păi da, dar el nu poate să mute calul ăla și noi putem să-i luăm nebunul. Și avem piesă gratis aici, dacă mutăm calul. Nu știu ce mutare asta, dar e problema că s-a aruncat de mare. Da, vin aici. Ops. Stai puțin. Da, bă, uite, zice să luăm calul, deci, uite așa zice băiatul ăsta în chat, să-i luăm calul ăsta, după aia o să ne ia cu pionul. Luăm noi cu nebunul și o să fie șa și putem să luăm și turnul după aia. Deci stai puțin. Uite ce mutare bună am făcut. S-au gândit bine. Cred că ăsta exultă de bucurie. Deci dacă mi-a nebunul, vin aici. Dar dacă vin aici, vin aici. Și nu fac nimic, mi-a dat drumul și la regina aia. Dar ce fac dacă vine cu... A, îmi bag calul ăla în față. Ia și vin aici, da. Cu calul nostru. Acum mai dăm șah. Acum luăm tura. Da, știa. Oh! Dar el a făcut primul, el știa că noi facem asta. Da, n-am ce să zic. Era singura. Uite ce m-au combinat aici. Dar cum noi vadim m-au blocat pe mine aici în chestia asta? Dar lasă că m-au 5 minute și nu, asta e singura bucuria mea. M-au 5 minute, știi? Ce mutăm? Acum mută pionul, mută G5. Sau dacă nu auzi, scoate nebunul dacă vrei să jucăm mai safe fără sacrificii, scoate numai nebunul cumva. Trebuie să jucăm și cu el. Hai, stai că mut pe G, pe D3. Așa. Evident că n-a auzut turnul. Opa, ce-a mutat? I-a luat tura. Ce dracu, nu este morbi? Cred că... Mamă, uite cum fie de neavantaj. Va trebui să muți regele pe... Moare nefal. Păi n-am altundeva unde să-l mut. Asta este cam aici partea asta, n-am, până împing eu amândoi pionii ca să dau drumul la nebunul ăsta. M-au 4 minute și se vor pierde în curând. Mută regele înapoi acum. Păi nu o să-l vină înapoi să ne dea așa. Nu cred că face asta. Bă, mai avem 3 minute, trebuie să ne gândim mai rapid la mutările noastre. Ok, hai să scoatem calul ăsta că e important. A, tu le-ai așa, păi ce ai făcut, maestre? Ce ai făcut? Du-te cu, ok, du-te pe calul pe B5. Ne dă șahmat în 2 mișcări dacă nu facem ceva. Vedeți că vine regina în F1. Hai să luăm pe ăsta. Dacă nu face ceva, îi dau șah aici și pe aia mat aici.
Mută regiunea pe G1. E mat, uite aici, matul e. Bum! Uite, spune-le la băieți că e mat. Ia să le spun. Nu e mat. E mat într-una. Da, e mat dacă mută regina. Da, regina pe 3. Ți-am zis. Păi de-aia ți-am zis că mă uitam acum. Bum! Bine, că nu ți-am zis. Ce ai făcut, opiți-o? Ce vrei să fac? De am zis să mutăm regina da, aici. Da, am greșit acolo când ai luat tura aia, când n-am văzut niciunul. Niciunul ne-am uitat acolo, când ai luat tura cu regina. Lasă, nu contează.